La evenimentul prin care și la Slatina s-au marcat 160 de ani de la Unirea Principatelor Române au participat reprezentanții tuturor instituțiilor din județ. Alături de Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean, Silviu Neacșu, prefectul județului sau senatorul Renică Diaconescu, a fost prezent ca de fiecare dată și Paul Stănescu. Acesta a ținut să felicite oltenii în această zi deosebită, care, din punctul său de vedere, ar fi trebuit să fie cel puțin la fel de importantă ca și ziua de 1 decembrie 1918. Totodată și-a manifestat și bucuria de a fi din nou acasă. Vreau să vă spun vouă la mulți ani, să spun la mulți ani România, la mulți ani români. Sigur, e o zi specială. Sigur că mă bucur de fiecare dată când sunt acasă. Mă strimesc la București ca să fiu în slujba patriei, voi fi în continuare în slujba patriei. Deși în această zi senatorul nu ar fi dorit să abordeze și alte subiecte mai delicate, la insistențele jurnaliștilor a făcut declarații și despre plecarea din partid atât a senatorului Țuțuianu, cât și a secretarului general Marian Neacșu. Stănescu nu este deloc bucuros atunci când colegi decid să părăsească partidul sau chiar sunt excluși. Întotdeauna a susținut că excluderea oricărei persoane din partid este o greșeală, însă nu a fost susținut. Stănescu are însă o certitudine: toți cei care vor părăsi PSD-ul se vor îndrepta către noul partid de stânga, Pro-România. Nu e o bucurie în momentul în care un coleg de-al nostru trece la alt partid și, sigur, a cui înțeleg, s-au dus tot în partea stângă, fiind social-democratic, când am fost de acord cu excluderile din partid, pentru că nu ne fac bine, mai ales ceea ce spuneam mai înainte în contextul acestui an, când avem două rânduri de alegeri foarte importante pentru România și pentru PSD. În ceea ce privește candidatul PSD pentru funcția de președinte, Stănescu nu a dat nume, însă a spus că după alegerile europarlamentare se va anunța și candidatul la prezidențiale. Sigur că eu cred că Partidul Social-Democrat va avea un candidat, așa cum știți, de fiecare dată Partidul Social-Democrat, candidatul Partidului Social-Democrat, a fost președintele partidului. Probabil că cel mai scurt timp să vă lua o decizie, dar după câte înțeleg, n-am toate informațiile și v-aș da o informație falsă, cred că se va stabili după alegerile europarlamentare. Stănescu a fost rezervat și nu a vrut să facă presupuneri cu privire la posibilul candidat la funcția de președinte al României. A spus însă că pe lângă Gabriela Firea, partidul are foarte mulți oameni viabili. Această decizie însă se va lua într-un for al partidului, de obicei într-un congres.